Ieri a început etapa a cincea a programului operațional de ajutorare a persoanelor dezavantajate, derulat prin fonduri europene, de care vor beneficia aproximativ 1,2 milioane de români care sunt în pragul de extremă sărăcie. Produsele incluse în pachete destinate persoanelor dezavantajate sunt românești, iar valoarea unui pachet este de aproape 200 de lei. De ieri a început distribuirea în teritoriu a pachetelor din depozitul central. Pentru că s-au semnalat situații în care produse oferite în tranșele anterioare au fost vândute de către beneficiari, aceștia sunt atenționați că sancțiunile sunt dure, mergând chiar până la excluderea din categoria beneficiarilor.